municipiul Drobeta Turnu-Severin a avut loc conferința de închidere a proiectului Eforturi Comune împotriva dezastrelor naturale. La eveniment au participat prefectul județului Mehedinți Alin Isuf și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru. Îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră, Fondul European de Dezvoltare Regională, implementat de Municipalitatea Mezdrai, ai cărui beneficiari sunt Primăria Mezdrai și Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea interacțiunii și cooperării transfrontaliere rapide în cazul situațiilor de urgență cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om. La invitație Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, prefectul județului Mehedinți Alin Isuf și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu-Severin Cristian Mură și președintele ATOP Mehedinți Doru Dumitrescu au luat parte la evenimentul prilejluit de etapa finală de implementare a proiectului Eforturi Comune împotriva dezastrelor naturale. La eveniment au mai luat parte invitați din Bulgaria, țara fiind reprezentată de primarul și viceprimarii municipiului Mezdrai, invitați din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum și invitați din cadrul instituțiilor publice organizate la nivelul județului Mehedinți. În alocuțiunea rostită, prefectul Alin Isuf a subliniat importanța proiectelor europene în dezvoltarea comunităților locale, funcționarea instituțiilor publice, precum și colaborarea bilaterală excelentă dintre România, Bulgaria și Serbia. Concentrarea eforturilor organizațiilor partenere în aceste două domenii de prevenire a riscurilor, adică procedurile și echipamentele de combatere a incendiilor și sistemul de avertizare timpurie pentru prevenirea dezastrelor naturale și reconstrucția zonelor afectate de alunecările de teren, prin crearea zidurilor de reținere, a permis în ambele zone creșterea expertizei și capacitatea de răspuns în timpul dezastrelor naturale.